vom avea descoperă o tehnică ca să împart pe 21,30 să împart în două, în două grămezi. Da? Să împart în două părți. Dacă ar fi fost $20, dacă ar fi fost $20, puteam să împartă în două, părea 10 și 10. Adică în grupă $10. Lasă dolarul să departe. Deci zic că este egal, mai degrab zic $20 plus $1 $1,30. De fapt, $1.30 înseamnă 130 de cenți. 130 cenți. Deci 21. Și pe asta se împart acum pe asta, în două când vine bine. Și 20 împărțit de fapt $10. Iar $130 se împartă în două. Păi dacă ar fi fost 120, dădeam în două foarte bine. Că ziceam 60 și 60. Deci 60 într-o grupă. Nu-i nimic. Îmi imaginez că 130 înscrie ca fiind 120 plus 10. Da? Atunci înseamnă 60. Și 60 cenți de 11 în două. Și atunci fac 5. Deci 130 împărțit la 2 fac 10. 130 fac 65 de cenți. Cu alte cuvinte, 21,30 împărțit în două grămezi exacte, egal cu 10 și 65 cenți. Așa că mai adun încă aici $10 și 65 cenți. 10,65. Foarte tare. Și acum să muncesc să adun pe astea. Hai să adun. Cenți. 0, 0 și 5, 5. 6 și cu 3, 9 și cu 3, 12. Adică 125. 20 și 100 aceea trec la dolari din față. Și aici am 0 și cu 1, 1 și cu 1, 2 și cu dolarul dinainte, $3. Și la 10 am să am 1, 2 și cu 2, 4 și cu 1, 5.
53,25 înseamnă suma toată, $53.25, suma toată pe cele 25 de caiete. Asta e suma pe care o plătesc. O, dar mucit aici nu se poate. Foarte dificil. Foarte greu. Dar dacă până acum la punctul șmecheriana, să vezi tu cum viteză maximă băgăți. Viteză maximă. Deci, să fii atent la șmecheria asta, că ți-a dat tu acum pitare de toate. Uite-te la lecțiile cu Mario și să vezi că l-au învățat șmecherile astea. Americanii nu știu de șmecherile astea. Românii au aflat. Așadar, 2,13 înmulțit cu 25. Și încep cu 5-ul. 5 ori 3, adică 5 plus 5 plus 5 de 3 ori, sau 3 ori 5, pot să zic, nu? De 3 ori de 5, fac 15 5 și 1 îl țin minte. 5 ori 1, 5 și 1, 6. Nu țin cont de gap, la sfârșit dar să țin cont. 5 ori 2, 10. Și am început 2. Atenție că 2 este aici și sub eu construiesc. Că 2, după 2, după el a fost 5, da? Și acum ați scânt el la 2. Și sub el începe cărbul. 2 ori 3, 6. Mario pune și 0, ca să nu mă încurc, domn profesor, să nu mă încurc. Pun 0 și până am ocupat spațiul, deci nu mai pun eu stânga și dreapta. 0. Că asta 2-ul, 5-ul, faptul că am rezolvat, după el a fost 0 aici. Și zice, e clar, așa, să ține o minte, zice, fac așa. 2 ori 3, 6. 2 ori 1, 2. 2 ori 2, 4. Trag bine și la dublă. 5 cu 0, 5. 6 cu 6, 12, 1 țin minte. 1 și cu 1 același cu 2 fac 3. 1 cu 4, 5. Și mă uit câți cenți am. 1, 2, am 13. Deci două cifre după. Și două cifre ale așași. Cum virgul aici? Răspuns corect, $53 și 25 de cenți. $53, uite cât de asta mea, $53 și 25 de cenți. Pe câtă muncă, cum am trofocat eu, să fac 10, și până să fac încă 10, și până 5, și le-am adunat. Și ce trebuie am făcut aici, ce muncă plăzavă, grea de tot. Dar așa, așa ce ușor este. Știm tabla mulțirii, 5 ori 3, 15, 5 ori 1, 5, 1, 6, 5 ori 2, 10, 2 ori 5, 2 ori 3, 6, 2 ori 1, 2, 2 ori 2, 4. Tabla mulțirii, cum învață Mariu, merită Ana să duce acolo să vezi câte șmecherii cunoaște de asta la tabla mulțirii. Foarte multe. Și trebuie să știi și tu. Ultimele lecții sunt făcute numai cu tabla mulțirii. Și am făcut acolo tot felul de jocuri. Așadar, am văzut ce se întâmplă. Am văzut aici și cum se împarte în două părți. Dacă ar fi fost 20, îmi venea bine, 10. Nu-i nimic. Ăla am un dolar, ăla am transformat în cenți și m-am ocupat eu și surplusul și cu cât erau, 30, 130. Dacă ar fi fost 120, mergea 60. Dar iată, și 10 ce o dau în două, 110,65 înseamnă calculul făcut. E, după ce ne-am pregătit terenul cu un pic de informații cu cenții și cu dolarii, eu ți-am spus, mi-a venit foarte greu la lecția asta, că nu prea le-am avut eu cu dolarii și cu cenții, nu m-am întâlnit cu ei. Ei bine, acum, Ana, hai să facem problemele tale. Tema pentru a ta sau lui Ana. Aura și poate. Nu ne apucăm de făcut tema. Trebuie să pregătim teren aici. Eu v-am făcut așa o pregătire, să spunem, sumară. Dar trebuie să lucrăm până când, cu fel de fel de exemple acestea, până când ea înțelege foarte bine să opereze cu numerele. Apoi, ne-am făcut problemuțile. O să vedeți cât de repede merge.
în condițiile în care nu știm baza partea asta, nu avem nicio șansă, dar nicio șansă. Adică o stresăm și vrem să știe ea, sau el copilul, să știe cum știm noi adulții. Bun. Nu are cum să fac asta. Acum să vedem cum sună problema noastră. Probleme care sunt câteva. Ele foarte frumoase, interesante. Are 7 creioane. Cristi are 7, are nevoie de 7 creioane. Fiecare costă 10 cenți. Un creion, liniuță, 10 cenți. Ce restul să primească el dacă plătește o bancnotă din 5 dolari? Care este restul? Care, ce rest primește de la 5? Ce rest primește din 5 dolari. Dacă un singur creion costă 10 cenți, unul, apoi 7 creioane, vor costa 7 ori 10 cenți, egal 70 cenți. 70 cenți costă cele 10 creioane. Și acum, ca să vedem ce rest primește, din 5 dolari, scădem pe 70 cenți, da? Și egal cu. La dolari n-am nimic cenți acolo. Nimic. Iau din 5 iau 1 dolar și zic 4 dolari plus 1 dolar. Da? Plus 1 dolar. Și pun minus 70 de cenți. Și acum e simplu, că un dolar înseamnă 100 de cenți. Deci faci 4 dolari grămâni și și plus 100 de cenți, minus 70 de cenți. Și iată cum fac 4,30. Da? 4,30. Deci primește 4 dolari și 30 de cenți. Asta este restul. Și gata problema. A fost foarte simplu, foarte ușor. De ce? Pentru că ne-am pregătit înainte. N-avem, după virgul, n-avem cenți deloc. Am luat tot așa, am făcut cenți. 100. Nu? Și treaba a fost foarte simplu. 2. Tom, asta e problema 1. 2. Tom are 3,6 dolari. 3,06 dolari. Deci așa scriu. 3 dolari. Și 6 cenți are. În total 36 de monede. Deci acestea înseamnă 36 monede. Dacă știm că are doar monede de câte un cent și de câte 10 cenți, aceste 36 sunt monede de 6 cenți, nu, monezi de 1 cent și monezi de 10 cenți, parcă, da? Cenți. Câte monezi? Deci 3,6 înseamnă 36 de monezi. Asta înseamnă suma asta. Câte monezi are de 10 și câte monezi are de un cent. Păi, trebuie să-mi dea în total 36. Oare pot fi toate 36 numai de 10 cenți? Păi, dacă singur model e 10 cenți, 10 monede o să facă un dolar. Deci, dacă ar fi
fi toate monezile de 10 cenți, atunci are semnă 36 ori 10 cenți și ar face 3,60. Ar face 360, hai să înțelegi, da, 360 cenți, da? De 36 de ori câte 10, 360 de cenți, care înseamnă 100, înseamnă un dolar, încă 100, punem virgulă aici, 3 dolari și 60 cenți. 3 dolari și 60, da? Așa scrie, da? 3 dolari și 60 de cenți. Da, da, uite că eu n-am acoperit. Aici am numai 3,60 e mai mare decât 3 dolari și 6 cenți. Da? E mai mare. Nu-i bine să fie toate 36, toate 36 să fie mai de 10, că dă o sumă prea mare. Nu, toate 36 să fie. Cam câte să fie ca să acoperim totuși dolari. Și pe mâine, 6 cenți, aceea câte monede. Am și monede de un cent. Cum fac aici? Să ne gândim. Deci dacă ar fi fost toate 36, 6 de 10, depășim. Să luăm mai puține. Cu moneda de un cent facem un singur cent. Altă monedă, alt cent, altă monedă, alt cent. Cum am 6 cenți aici, 6 cenți, înseamnă pe ăsta 6 se le acoperă cu 6 monede. 6 monede de un cent. Și am acum la 36, mi-a mai rămas 30. Și atunci mai am din 36, scădem pe cele 6, 36 monezi, scădem pe 6 monezi de un cent și ne rămân 30 monezi. Pe astea 30 le luăm parte de 10. 30 ori 10, parte de 10, fac 300 de cenți. Care înseamnă 3 dolari. Oh, 3 dolari. Și 6 monezi. 6 monezi de un cent. 6 monezi de un cent. De un cent. Și cu încă 30 de monezi de 10, nu? 6 plus 30 egal cu 36. Iar suma pe care o acoperim înseamnă cu cele 30 de monede acoperim 3 dolari, iar cu cele 6 monede de un cent acoperim cât face 6, nu? 6 ori 1 egal cu 6 cenți. 6 cenți. Iată că avem 6 dolari și 6 cenți. Deci totalul este de 3 dolari și 6 cenți la care adunăm. Deci 3 dolari cu 30 monezi plus 3 dolari, 30 de monezi, plus 6 cenți cu 6 monezi, în total, obțin 3 dolari, 0,6, nu? Suma totală. Este excelent. Problema este foarte clară. Acum, adică cu 6 monezi am acoperit 6 cenți, cu 30 de monezi, la câte 10, am acoperit 3 dolari. Și când suma monezilor fac 36, mi-a dat în problemă.
Și iată că și suma pe care o acopăr, 3 dolari cu 6 cenți, 3 dolari și 6 cenți. Deci nu se poate să fie toate monedele de 10. Că depășește suma 3,60 mai mare decât 3, da? E mai mare și atunci eu sunt trist. Mie trebuia să dea exact atât. Da? Exact 3 dolari și 60 de cenți. 3 dolari și, iată, 3 dolari și cât? 3 dolari și 0,6. Și 6 cenți. Păi, dar atunci nu toate, ci o parte sunt de 10 și o parte sunt... Deci răspunsul corect, câte monezi răspunsul problemei, înseamnă așa. Unde răspuns. 30 monezi de 10 cenți și 6 monezi de 1 cent. Iată, așa am făcut problema și aici. Hai să vedem problema următoare. 3. Primește 5 dolari. Ana primește 5 dolari pentru fiecare oră lucrată la magazinul lui tata. 5 dolari pentru fiecare oră lucrată. Deci 5 dolari. 5 dolari pentru o singură oră. Jumătate pentru 5 ore și 30 minute. Cât primește? Păi, 5 dolari plus 5 dolari plus 5 dolari de câte? 5 ore. Înseamnă 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 de 5 ori. Și plus jumătatea lui 5. Că nu mai jucați o oră întreagă, jucați jumătate. Adică trebuie să împart pe 5 dolari în două. Exact în două. Păi 5 împărțit la 2. 5 dolari. Poți să scriu că e 4 dolari. Că dacă ai fost 4, împărțeam ușor. 4 dolari plus 1 dolar. Iar aici 4 dolari las. Și dolarul ăsta îl scriu ca 100 de cenți. Și când împart acum 5 dolari la împărțit la 2, 5 dolari împărțit în două grămezi egale, rezultă că de fapt am 4 dolari și plus 100 de cenți împărțit în două. Păi da, acum e ușor. Că 4 dolari înseamnă 2 dolari. 4 împărțit la 2. Și 100 împărțit la 2 de cenți sau 50. 2,50. 2,50. Și calcul. 25. 5 cu 5 cu 5 cu 5 cu 5, 25 cu 2. 27 și 50. Iată suma pe care o primește de la tatăl său. Asta a fost problema 3. Așa. Problema 3. Problema 4. Antrenorul Petric a cumpărat două mingi de fotbal, care costă 5,89 fiecare. Deci una minge
500, 5,89. 5,89 dolari. Și o bâtă de... și el a cumpărat două. A cumpărat două mici. Rezultă că a dat 5,89 plus 5,89. Două. Și al face 19,9,18. 18, 16 și 1, 17 și dolarul acela 1 se duce la 5 cu 5, 10 și cu 1, 11. Înseamnă că a dat 11,78 dolari pe cele două mici. Atât a dat, da? Așa. Și am mai cumpărat o bâtă, ce zice, de baseball. Care costă 9,99. Deci, una bâtă de aceea dat de bâtă, care costă 9,99. Așa. Cât a primit restul? Dacă are o bancnotă de 20 din 20 dolari, cât a primit rest? Acum, analiza nu stă pe gânduri, trebuie să facă totalul sumei, 11,78 dolari plus 9,99 egal cu 98, cât face 17 ani, 79, 16 și 1, 18, 1 același cu 9, 10, 11, 1 și cu 1 aici 2. 21 și cum să fie așa? Că e o prostie aici. Câți mai prea scris din 20 dolari? E o greșeală. Vedeți, Ana, și cum aura, unde este greșeala. Ori mingile nu-i bine costă fiecare 5,89 fiecare și o bâtă de dezvolt care costă 9,99. Păi nu, n-am cum din 20 de dolari. Poate din bagnote de 20 dolari, poate din 50 de dolari. Da? Să zicem din 50 de dolari. Și el asta, din 50 de dolari. Asta are plus. 50 de dolari. Păi atunci scădem din 50, scădem pe 21,87 și o să avem, n-avem 50, nu-i nimic. Facem rost. 49 de dolari, plus un dolar, care înseamnă 100 de cenți, aici dolar, 100 de cenți, scăzut 21,87. 87. Da? Care înseamnă 21 de dolari și 87 de cenți. Și acum, socotim. Din 49, dacă scădem pe 21, fac 28 de dolari și din 100, dacă suntem pe 87, face cât? 13 ani, da? 13. Iată, asta este, asta este restul, repet, cu ceea ce am făcut acum cu modificarea. Pentru că din 20 nu putea să plătească 21,87 și mai plătească ce rest. Monica a schimbat 18 monezi de 10, 5, problema 5. Deci Monica a schimbat 18 monezi de 10 cenți. 18 monezi de 10 cenți. Și 9 monezi de 5 cenți. 9 monezi de 5 cenți.
pentru mici, pentru monezi, doar cu 25 de cenți. Deci Monica a schimbat 18 monezi de 10 și 9 monezi de 5 cenți pentru monezi doar de 25 de cenți. Câte monezi de 25 de cenți a primit? Așa, 18 monezi de 10, 9 monezi de 5. Să se transforme în monezi de 25. Deci există monezi 25 de cenți. Păi aia zicem așa. 18 ori 10 egal cu 180 cenți. 9 ori 5 egal cu 45 cenți. Cenți, cenți. Total 5, 12, 225 de cenți. Și acum să transformăm 225, 225 de cenți, să împărțim la cât ar face o singură monedă. La 25. E greu să fac împărțirea asta. Mă gândesc așa. Dacă aș fi avut numai 50 de cenți, numai 50 de cenți, făceam două monezi, că 25 cu 25. Deci pentru 50 de cenți, 50 cenți, ar fi fost două monezi. Monezi de 25. Pentru 100, 100 de cenți, ar însemna dublu. 4 monezi de 25. Pentru 200, pentru 200 de cenți, ai dublu, încă o dată, încă 4, deci 8 monezi de 25. Și încă 25 de cenți adăugăm, 25 una monedă. Total, aici am 225 de cenți, 9 monezi de 25. Iată, așa trebuie gândită problema asta. Nu îl obligăm pe copii să facă 25 după 25, ci rupem problema în subprobleme. Deci dacă pentru două monezi am 50 de cenți, sau 50 de cenți transform în două monezi de 25, apoi dublând, dublând, ajungem repede la problemă. Aura și cu Adi, după ce vedeți filmulețul ăsta, recomandați-o și prietenilor voștri, nu? Pentru că au mare nevoie. Și știu că au și copii, tot așa, în casă de acestea mai bune. Nu ca pe discuții, că și ei se percep foarte bine să fac asta, dar poate găsesc ceva bun și pe la mine. Și atunci, cum îi cunosc pe parte din prietenii voștri, pe nanul Mario, pe nanul Ana, care are pe... Da, cum îi cheamă fiecare, în clasa... tot așa în clasa a doua, tot clasa specială,